Și domnilor, situația în China este tot mai alarmantă. După cum știți foarte bine, s-a construit un spital în 10 zile. Așa. Dar asta ar fi vestea bună. Vestea rea este că oamenii nu sunt lăsați să-și înmormânteze decedații. Efectiv, în momentul în care omul s-a prăpădit, după cum ați citit, el efectiv, corpul este luat și incinerat. Nu mai poți să te desparți așa cum se cuvine de cel care ți este drag, ca să nu mai vorbim de faptul că, după cum ați probabil că ați văzut și știrile, trenul dintre care lega China de Rusia a intrat gol în Rusia pentru că toți oamenii au fost opriți la graniță, iar deja pierderile economice ale statului chinez sunt de ordinul sutelor de milioane și miliarde. Colegul și prietenul, fostul nostru coleg, pentru că dacă vă aduceți aminte, el a lucrat la Antena 2 o perioadă, când avea emisiunea aici Oana Roman și Andrei era ajutorul ei în emisiune. Andrei Jilavu acum călătorește pe întreaga planetă, el lucrând la o companie aeriană, și vreau să vă spun că Andrei a ajuns în Hong Kong, care este practic parte din China. Bună seara, Andrei! Bună seara! Bună seara, Cristi, mă bucur să te aud, frumoasă introducere, am auzit tot ce ai spus, este foarte adevărat tot ce ai spus tu. În prezent, într-adevăr, în Hong Kong sunt, deși Hong Kong este chiar la 900 de kilometri distanță de Wuhan, zona 0, aici situația este mult mai ok, să zic așa, dar într-adevăr vorbim de o situație destul de agravantă, zic eu, să ne gândim că în Hong Kong ei aveau aici niște proteste care au întors sistemul lor foarte, foarte mult, pentru că se știe că multe zboruri către Hong Kong erau deja, se anulau. Acum vorbim de o situație și mai critică, având în vedere că acest virus a răspândit foarte rapid. În Hong Kong nu sunt așa multe cazuri, dar pe mine personal m-a marcat mergând pe stradă și văzând atâtea oameni cu măști, în aeroport foarte mulți oameni, soldații mai ales purtau măști, adică un lucru care e destul de înfiorător, dacă stăm și ne gândim. Ce să zic, țin să menționez că totuși vorbim de China și Hong Kong. Pentru cei de acasă care cumva nu-și cunosc foarte bine situația, Hong Kong este cumva mai independentă de China. Aici, de exemplu, putem să avem aceste conversații pe Facebook, unde în China este totul interzis. Iar eu m-am alarmat, având în vedere că în China, de exemplu, sunt sigur că această situație a avut un delay de 2-3 săptămâni minim. Adică vorbim de un virus care cei din China sigur l-au ținut strâns acolo. Am priceput. În general, în zona unor state autoritariste, ca să zic așa, mai întâi se băgă gunoiul sub preș și când la un moment dat, când preșul se dă la o parte, nu mai au ce face. Asta vrei să spui. Exact. Eu sunt sigur că asta s-a întâmplat și cu această situație, acest virus. Într-adevăr, am încercat să citesc foarte mult, pentru că destul de panicos, de fel... Mi-am luat o cutie de măști, dar încercând să citesc și pe internet, într-adevăr, mulți oameni de anumite vârste, mai bătâni, așa, cu anumite deficiențe, să zicem, cei tineri mai rar. Nu, dar observ din fotografiile pe care le avem în dreapta jos, doamnelor și domnilor, pe ecranele dumneavoastră, sunt fotografiile trimise de Andrei. Le vedeți la mărimea respectivă, ocazie cu care puteți să vedeți că, în primul rând, străzi pustii, exact, nu mai în sunt Hong Kong. Oameni, pot să mai văd oameni care la trecerea de piaton toată lumea efectiv avea măști și după cum vedeți nu folosiți, adică sunt niște restricții care deja se văd și evident că totuși Hong Kong fiind parte din China și transport, iată, un metrou plin de oameni cu măști pentru că evident că ei sunt parte din China și e la îndemâna oricui să crezi că cineva poate duce acest virus. După cum vedeți și oamenii din aeroporturi, din avioane. Sunt total de acord. Pe mine ce m-a alarmat foarte mult, când am ajuns la hotel și mi s-a luat temperatura, lucru care nu se întâmplă nicăieri în lume, mi s-a luat temperatura, m-am și mirat de ce. E o situație destul de critică. Când ieși din aeroport, la fel, ți se scanează temperatura, în hotel, la fel. Ți se dă efectiv,
sunt, vin la tine să-ți dea cu nu știu ce soluție pentru... Dezinfecta. Exact. Destul de dubioasă e situația asta când vezi pe stradă oamenii purtând atât de multe măști. N-am văzut pe nimeni fără mască. Pe mine personal, efectiv, chiar pusetem un status pe Facebook, așa ceva n-am văzut nicăieri. Deci magazine închise, nu pot să zic că e ca în China, n-am ajuns chiar în zona aia. Menționez că sunt departe, dar totuși e destul de alarmant. Se vede cât de mult oamenii și autoritățile sunt implicate în această situație. Australia se știe că au închis toate, au închis border-ul pentru China, US-ul, acum din 5 luna asta, Emiratele Arabe Unite la fel închid zborurile către China, și e clar că situația este una foarte, foarte serioasă. Da, Andrei, probabil că drumurile tale nu vor ajunge către China în următoarele zile și nici în următoarele săptămâni, până când această... Da. Această situație... Țin să menționez că sunt foarte speriat. De exemplu, eu trebuie să ajung în US, în jur de 14 zile trebuie să ajung acolo și am înțeles că US, cei din Statele Unite, au făcut niște restricții pentru cei care au ajuns în China în această perioadă de 14 zile, nu au voie să ajungă în US. Deși eu îmi doresc atât de mult să ajung în US pentru că, na, îmi place foarte mult acolo, în California, e frumos. Acum sper să ajung, asta e tot ce pot să zic. Dar pot să vă anunț că situația din China, într-adevăr, e una super alarmantă. Nu am văzut așa ceva în viața mea. Deci oamenii, efectiv, și în metrou, și în hoteluri, și înainte să intre în camera din hotel, au o mască pe față. Normal. Ce măsuri de precauție ți-ai luat tu, fiind o situație atât de alarmantă? Pe lângă faptul că am această cutie de măști cu mine, sanitizerul ăsta, am înțeles că e destul de important să-l ai, încerc să-mi iau niște vitamine și să, nu știu, da, de fiecare dată când ies pe ușă, să-mi iau vitaminele, să mă dezinfectez cum pot, da, exact, și să încerc să am grijă ce mănânc. Eu problema cea mai mare, nu știu dacă trebuie să o spun, dar hai să că suntem între noi, eu ieri m-am simțit foarte rău, atât de rău m-am panicat încât m-am zis, Doamne, poate o fi ceva cu mine. Efectiv, mă gândesc că am răcit. Eu n-am mâncat nimic ca toată perioada asta de vreo două zile. Da, e și autosugestie acum. Exact, adică acum da. Orice durere, da, știi, poți să o asociezi la urmă, în direct aceea. Rețineți că astăzi numărul oamenilor contaminați ajunge la 17.205, iar numărul infecțiilor de ieri până azi au crescut cu 2.829. În rețineți însă sunt 362 de decese. Asta spune că trebuie avut grijă, dar nu mor toți. Normal. Probabil că lucrurile trebuie, dacă sunt văzute cu mare grijă, nu mor toți. Și mai rețineți o informație de la 4 și un sfert. Dragi prieteni, 4 români scoși din centrul epidemiei din China sunt în carantină în Germania și Franța. Prin urmare, iată și românii noștri sunt sub incidența acestui pericol. Mulțumim foarte mult, Mulțumim Andrei! Frumos,